împreună cu toți cei prezenți sunt pe masă aceasta în casa Domnului, aș vrea să spun așa cum spun mereu, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, binecuvântat să fie Domnul Iisus care ne-a mântuit și binecuvântat să fie Duhul Sfânt care ne mântuie în încercările noastre. Amin. Înainte de a vă invita să ne apropiem de cuvântul pe care l-am început, îngăduiți-mi să fac o mică mărturisire. Poate unii mă veți judeca pentru ea, poate alții mă veți înțelege, dar o voi face. Vineri seara, din anumite motive, m-am gândit să apelez la un frate să mă locuiască știind că eram rânduit să slujesc din cuvânt în dimineața acestei zile. Și am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe fratele Gicu Țânc. Și am spus, frate Gicu, sunt anumite împrejurări care mă fac ca în dimineața aceasta de duminică să nu am inima potrivită pentru slujire. N-ai vrea, te rog, să mă înlocuiești. L-a rugat stăruitor și, deși fratele Gicu de obicei cam dă înapoi, atunci când l-am solicitat, a acceptat. N-am știut atunci de ce accept așa de repede. Mi-a zis eu, poate că vocea mea, timbru mai tremurat, o fi convins. Însă după masa acestei zile, pe la ora 4, când m-am uitat pe programare să văd cine e fratele care slujește după masă, am văzut că era fratele Gicu programat și atunci, dintr-o dată, s-a făcut lumină în mintea mea. Mi-am dat seama că a acceptat pentru că, de fapt, era un schimb și eu tot nu am evitat slujirea aceasta. Oricum, Domnul îi va răsplăti chiar dacă a fost doar un switch între noi doi. Domnul să-L binecuvânteze. Amin. Domnul să binecuvânteze pe toți predicatorii bisericii. Și Domnul să-i binecuvânteze pe toți aceia care se roagă pentru predicatorii bisericii și ascultă. V-aș invita să ne apropiem de această minunată epistolă, cea din 1 către Corinteni. Și am să vă spun că în ultima vreme, în ultimele 2-3 săptămâni, gândurile mele au fost îndreptate insistent către cuvintele acestei epistole și cugetând la lucrurile pe care le-am citit, am ajuns, zic eu, prin îndurarea lui Dumnezeu să înțeleg ceva din frumusețea ei în această epistolă. Cu o săptămână în urmă, la părtășia de dimineață, atâta cât a fost, noi am citit din capitolul 1, de la versetul 26 în jos, în care Apostolul Pavel își invita cititorii să privească la ei. Pentru că de-a lungul anilor de slujire, Pavel Apostolul, el s-a uitat în urma lui și a tras anumite concluzii, a făcut niște observații, a tras concluzii și și-a dat seama de niște lucruri și acum Pavel vrea să îi ajute pe cititorii lui Corinteni și în seara aceasta, de ce nu, și pe noi, să înțeleagă și respectiv noi să înțelegem câteva lucruri din felul minunat în care lucrează Dumnezeu. Avem de-a face cu Dumnezeu care este la lucru în universul pe care El l-a creat. Dumnezeu lucrează purtând de grijă creației sale și spunea psalmistul în vremea lui cu uimire că atunci când Dumnezeu își deschide mâna și revarsă binecuvântarea peste fața întregului pământ, toate se satură după dorință. La toate le știe Dumnezeu nevoile și la toate Dumnezeu le împlinește nevoile. Iar atunci când Dumnezeu, dintr-un motiv sau dintr-altul, hotărăște să-și închidă mâna, să-și oprească binecuvântările, psalmistul era conștient că toate se opilesc și pierd. Oamenii din ziua de astăzi nu mai știu lucrul acesta, dar el este adevărat. Într-o altă parte, un alt psalmist spunea, Doamne, după legile tale stă totul în picioare. Și adevărul este că dacă studiezi puțin astronomia, nu trebuie să fii un savant. Dar dacă studiezi puțin astronomia, poți să constați că bolta cerească are anumite legi. Și nu le-am așezat noi. Mișcările astrelor respectă anumite rânduieli care au fost puse acolo și asta de mii de ani.
Dacă s-ar mișca toate haotic, după cum, mă rog, ar vrea ele, în universul acesta s-ar întâmpla nenorociri după nenorociri. Nici nu știu dacă Pământul ar mai exista. Este o minusculă planetă pierdută în spațiu. Dar toate se mișcă în funcție de legile pe care Dumnezeu le-a dat. După legile lui Dumnezeu stă totul în picioare, începând de la microcosmos și până la macrocosmos. Cineva spunea de mult că Dumnezeu ne-a creat pe noi și ne-a așezat cumva la mijloc, între ceea ce este mic și ceea ce este mare. Ceea ce este mic este atât de mic încât îți trebuie un microscop performant să-l studiezi, acel mic, microcosmosul. Dar ceea ce este mare ne copleșește prin dimensiuni și pe noi ne-a așezat la mijloc. E mare înțelepciunea lui Dumnezeu. Te uiți la lucrurile pe care le-a creat, care au ieșit din mâinile Lui. Și în toate vezi înțelepciune, pricepere, rânduială. Ajuns la pragul la 52 de ani, aș putea spune că am umblat un pic prin lumea aceasta. Și am văzut o mică parte din frumusețile ei. Mi-aduc aminte că în penultima vizită pe care am făcut-o la Vancouver, frații m-au dus să văd niște lucruri deosebite. Mai am fost pe acolo, dar lucrurile acelea nu le văzusem și m-au impresionat. Oriunde am mai fost, frații s-au străduit să-mi arate cât e de frumos locul în care sunt așezați. Și vreau să vă spun că mai mult decât arhitectura și tehnologia m-a impresionat, m-a copleșit creația. Pentru că am văzut în toate elementele ei manifestat înțelepciunea lui Dumnezeu. S-a uitat împăratul David cu 3000 de ani în urmă la volta cerului și a spus: cerule, vorbesc, cerule, spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Nu se rostesc cuvinte, dar mesajul lor este clar. Atâția oameni se uită la bolta înstelată, sunt impresionați mai mult sau mai puțin de frumusețea bolții înstelate, dar nu văd înțelepciunea care stă în spatele acestor frumuseți. Apostolul Pavel scrie fraților din Corint o epistolă și am cugetat mult la epistola aceasta. A primit de la ei o scrisoare. Plecase din mijlocul lor de vreo 4, de vreo 5 sau 6 ani. Se găsea acum la Efes. Cineva i-a dus o scrisoare din partea, probabil, a comitetului bisericii din Corint. Și în scrisoarea aceea, apostolul Pavel era solicitat să le dea câteva sfaturi cu privire la problemele cu care ei se confrunta. Am remarcat însă că Pavel, când le scrie scrisoarea aceasta, abia de la capitolul 7, începe să se ocupe de lucrurile acelea despre care a luat cunoștință prin scrisoare. În primele 6 capitole, Pavel vorbește despre alte lucruri care se pare că n-au fost cuprinse în scrisoarea corintenilor. Unii au spus, printre care și eu la un moment dat, mesagerii care i-au adus lui Pavel scrisoarea ei au făcut mai mult decât trebuia să facă un mesager. I-au și povestit. Au fost, probabil, ai Chloiei, aceia care i-au spus lui Pavel lucruri care nu erau cuprinse în scrisoare. Nu știu dacă îi putem învinui pe ei de lucrurile acestea sau vor mai fi fost și alții care au vorbit lui Pavel. Dar dacă noi credem cu adevărat cuvântul care spune că scriitorii Bibliei n-au scris de la ei, ci au scris mânați de Duhul Sfânt, așa cum mărturisește Apostolul Petru în epistola sa, atunci eu cred că Apostolul Pavel, după ce a primit scrisoarea, s-a pus pe genunchi, s-a rugat și a cerut de la Dumnezeu lumină să știe ce să le scrie la frați. M-aș îndoi să cred, n-aș putea să cred că Pavel a scris de la el. Pavel s-a pus înainte lui Dumnezeu și a așteptat cuvântul. Și când l-a primit, l-a scris. De aceea își face o afirmație
Și aș spune că în primele 6 capitole Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Pavel să vorbească despre priorități. Astea ar trebui puse în rânduială întâi și după aceea răspundem la lucrurile acelea despre care voi mi-ați scris în scrisoarea voastră. Printre lucrurile acelea pe care scrisoarea Corintenilor nu le cuprindea, dar pe care Duhul lui Dumnezeu le-a descoperit lui Pavel, una a fost problema existenței partidelor. Scrisoarea nu i-a vorbit despre existența partidelor printre ei. De 5 ani plecase din mijlocul lor și între ei deja erau formate partide. Unii spuneau că sunt al lui Pavel, alții spuneau că sunt al lui Chifa, iar alții spuneau că sunt al lui Apollo și în sfârșit unii care se socoteau mai spiritual decât ceilalți spuneau: oh, noi suntem al lui Hristos. M-am întrebat dacă în timpul celor 5 ani a trecut Chifa pe acolo și nu avem un dovezi în sensul acesta deocamdată. Dar este posibil ca unii oameni, unii credincioși care l-au ascultat într-o altă parte pe Chifa, să se fi mutat în această perioadă în Corint. Și aici în Corint i-au spus: voi ați avut pe aici niște musafiri, niște oameni al lui Dumnezeu, dar și noi am întâlnit un om al lui Dumnezeu. În sfârșit, problema aceasta era o problemă importantă care trebuia reglată repede. Pentru că într-o biserică locală trebuie să existe unitate și armonie. Nu contează cine te-a botezat, nu contează cine a fost predicatorul care a rostit predica în urma căreia ți-ai predat tu inima lui Dumnezeu, nu contează de unde vii, din ce parte, din Iudeia, din Galatia, că vii din Ahaia sau că vii din altă parte, ceea ce contează este că ești chemat să fii mădular în trupul lui Hristos. Și Pavel spune: fraților, încetați cu partidele, că nu-i bine. Câtă vreme între voi există partide, voi sunteți firești, nu sunteți duhovnicești. O altă problemă pe care ei au omis-o în scrisoarea lor Corintenii a fost aceea toleranță excesivă. Noi trăim într-o vreme în care se propovădește toleranța și noi trebuie să fim până la un punct toleranți. Numai că acolo în Corint biserica manifesta o toleranță extremă față de niște lucruri care erau penibile și chiar printre cei din afara bisericii. Și Pavel spune: voi în loc să vă mâhniți, în loc să luați măsuri, voi v-ați lăudat, o astfel de laudă nu este bună. Probabil că vor fi spus: noi suntem atât de maturi în credință, în cele spirituale, încât în mijlocul nostru se pot simți bine oricine, orice păcătoși cât de mari, și înghițim orice. Că spunem până la urmă că nu este responsabilitatea noastră a conducerii bisericii locale, ci este o problemă între omul acela și Dumnezeu. Dacă el, din partea lui Dumnezeu, are dezlegare, noi nu avem autoritatea de a-i spune lui ceva. Și probabil vor fi fost mai multe lucruri pe care corintenii nu le-au cuprins în scrisoarea lor, pe care au scris-o lui Pavel. Dar Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Pavel și i-a spus: scrie despre astea și apoi ne ocupăm de celelalte. În cuvântul pe care l-am citit duminica trecută, Pavel își invita cititorii să se uite la ei. Și spune Pavel așa: fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Și înainte de a le spune concluzia, aș vrea să mă opresc un pic aici și să subliniez un lucru. Pasajul acesta a fost numit de multe ori triumful smereniei. Pentru că vorbește despre faptul că Dumnezeu a ales lucrurile acelea mai de jos, lucrurile lipsite de strălucire în ochii oamenilor, lucrurile acelea în care poate societatea n-a văzut o valoare, pentru că Dumnezeu a avut în vedere ceva. Acum, drept este că printre creștinii din primul veac, și vorbesc acum despre cei despre care găsim mărturie în Biblie, au fost și oameni din înaltă societate a vremii lor.
De bună oară când Pavel a fost în Tesalonic, o parte din femeile de seamă, din femeile cu vază din cetate, au primit cuvântul. Apoi când Pavel a predicat în Areopagul Atenian, Dionisie Areopagitul, el a trecut de partea lui Pavel și a crezut, ăsta a fost un om însemnat. Apoi, odată cu Dionisie, au mai crezut în mesajul Evangheliei propovăduit de Pavel și câteva din femeile cu vază care erau în Atena. Pe de altă parte, Erast, vistiernicul cetății Corint, ăsta era un dregător cu o altă poziție în aparatul administrativ. Și el, despre el veți găsi scris în Romani, capitolul 16. Era un om din înaltă societate. Apoi, din surse extra-biblice, din afara Bibliei, o cetățeană romană, grecina Pomponia, soția lui Plautius, cuceritorul Britaniei, a devenit și ea creștină și a fost martirizat în timpul lui Nero. Cam în perioada în care a fost martirizat Pavel și Petru, mai târziu puțin. Clemens Flavius, un verișor de-al împăratului Domitian, măcar că era rudenia împăratului, a fost martirizat pentru faptul că era creștin. Apoi Pliniu cel bătrân când scrie împăratului roman Traian, pe care noi îl socotim strămoș de-al nostru, în scrisoarea lui spune că printre creștini sunt și oameni simpli, sunt și oameni înstăriți. E adevărat, printre creștini au fost și oameni înstăriți și cu vază și cu diferite poziții înalte în societate. Dar rămâne în picioare faptul adevărat că Dumnezeu a ales lucrurile mai de jos. Și zice Pavel, uitați-vă la voi. Între voi, cât sunt înțelepți în felul lumii? Înțelept în felul lumii, în vremea aceea, vorbind de Corintul din a doua jumătate a secolului I, înțelept în felul lumii, era socotit omul care cunoștea ideile principale ale curentelor filozofice din Grecia. Și printre creștinii care erau acolo în biserică, nu mulți erau familiarizați cu lucrurile acestea. Dar zice Pavel, nu vă îngrijorați. Dumnezeu a făcut această alegere. V-a chemat pe voi. Și știți de ce? Le spune Pavel. Vă spune ce v-a chemat pe voi, cei de jos, oamenii simpli. Voi ați ocupat un loc special în atenția lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca înaintea lui Dumnezeu să nu se poată lăuda nimeni. Să nu poată nimeni să spună că Dumnezeu l-a căutat pe el pentru că a avut nevoie de el și pentru că fără el Dumnezeu nu s-ar fi putut descurca. Dumnezeu rămâne Dumnezeu și slava lui nu se împarte cu nimeni. Și Pavel spune, fraților, lucrurile acestea modeste de jos, disprețuite de societate, lucrurile acestea, Dumnezeu le-a ales. Pentru că vrea prin ele să se proslăvească. Voi sunteți o seamă de oameni simpli. Dar pentru voi, Dumnezeu are un viitor minunat. Oare n-a spus și Domnul Iisus același lucru? Atunci când în predica de pe munte s-a uitat în jurul lui la oamenii aceia simpli, pescari, durgheri, agricultori care se adunase în jurul lui și îl ascultau, oare nu le-a spus lor, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii? Este foarte surprinzător ceea ce spune Mântuitorul Iisus acolo în cuvintele sale. Vedeți dumneavoastră, el se adresa unor oameni simpli, poate în mulțimea aceea de oameni care îl ascultau atunci, erau mulți care nici nu știau să scrie. Și Domnul se uită la ei și le spune, voi sunteți sarea pământului și voi sunteți lumina lumii. Nu conducătorii militari, nu mai știu eu oamenii de știință foarte renumiți, nu ea sunt sarea pământului și lumina lumii. Sarea pământului și lumina lumii sunt aceia care ascultă de Hristos. Și tu poți să fii sarea pământului și lumina lumii, chiar dacă n-ai școli multe și titluri înalte. În pasajul pe care l-am citit, Apostolul Pavel vorbește despre două lucrări deosebite pe care le face Duhul Sfânt pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Noi știm că de la cincizecime lucrarea Duhului Sfânt
a cunoscut o amploare deosebită pe pământ și până atunci Duhul Dumnezeu a lucrat ocazional cu oameni, cu popoare chiar, dar de la cinzecime am intrat în ceea ce cercetătorii Scripturilor numesc dispensațiunea Duhului Sfânt. Hristos s-a înălțat la cer și apoi la vremea potrivită ni l-a trimis pe Duhul Sfânt. Și Pavel vorbește aici despre două din lucrările Duhului Sfânt. Noi când vorbim despre lucrările Duhului Sfânt, de obicei ne gândim la manifestarea darurilor de putere, a facerii minunilor, a vindecărilor supranaturale. Și adevărat, lucrările acestea fac parte din lucrările Duhului Sfânt. Ele se fac prin puterea Duhului Sfânt și se fac în numele Domnului Iisus. Dar aici Apostolul Pavel vorbește despre alte două lucrări, care sunt un privilegiu pentru fiecare copil al lui Dumnezeu care îl iubește pe Dumnezeu. Zice Pavel, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și apoi adaugă el nouă, Dumnezeu mi le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Deci două lucrări pe care Duhul lui Dumnezeu le face în viața copiilor lui Dumnezeu și despre care Pavel vorbește aici, le descoperă lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile acele adânci și în al doilea rând îi învață cum să vorbească despre ele. Pentru că despre lucrurile adâncele lui Dumnezeu, lucruri duhovnicești, nu poți să vorbești oricum. Nu poți să întrebuințezi o vorbire obișnuită, ca despre un alt lucru de apucat din lumea în care noi trăim. Aș folosi un exemplu din Biblie la care am mai făcut apel și în alte rânduri. Capitolul 24 al cărții Genesa este un capitol foarte frumos. Avram, gândindu-se că dorește o soție pentru copilul lui, moștenitorul lui, își trimite îngrijitorul tuturor vistieriilor în cetatea lui Nahor, în Mesopotamia. Îi dă instrucțiuni precise și omul acesta pleacă. Dumnezeu îl călăuzește pe robul acesta și robul acesta ajunge acolo unde trebuia să ajungă și o alege pe aceea care trebuia să fie aleasă ca și viitoare nora stăpânului său. Ajuns în casă de poposire, robul acesta, înainte de a se așeza la masă, și vreau să vă spun aici, el ne dă un exemplu extraordinar, că înainte de a ne ocupa de nevoile trupului și de a ne așeza la mese, ar trebui să fim preocupați de misiunea pe care noi avem. De aia să nu uită. Robul acesta spune, Dumnezeu l-a binecuvântat pe stăpânul meu într-un mod extraordinar. Și stăpânul meu a ajuns la bătrânețe, a hotărât să lase fiului său tot ce are el. Data trecută când m-am referit la evenimentul acesta, am spus că exact ceea ce făcea robul acela în casa lui Nahor, exact lucrarea aceea o face în vremea aceasta Duhul Sfânt pe pământ, în mijlocul bisericii. Vorbește despre slava pe care o are Hristos. Noi n-am putea să cunoaștem slava aceea, dar Duhul Dumnezeu ne descoperă, ne vorbește despre ea. Și nimeni n-ar fi mai autorizat decât Duhul Sfânt să ne vorbească despre ea. Pentru că nimeni nu putea vorbi mai bine despre avuțiile lui Avram decât îngrijitorul tuturor vistierilor lui. Atât de frumos a vorbit robul acela încât i-a convins pe părinții fetei să o lase până la urmă. Numai acum i-au spus, auzi, să mai rămână fata cu noi câteva zile. Vreo 10 zile au spus ei. În paranteză vă spun, eu îi înțeleg pe părinții fetei, pentru că atunci când îți pleacă din casă copilul, băiatul sau fata, și pleacă la distanță mare și nu-i mai vezi, cine știe când și cum, ca părinte, eu cred că ți se rupe inima. Eu cred că te prăbușești. Și numai Dumnezeu te ajută să stai încă în picioare. Dar fata a zis, eu vreau să mă duc. Și a plecat. De acolo, din cetatea lui Nahor, din Mesopotamia, și până în tabăra lui Avram,
în Țara Sfântă, a fost drum de făcut și de-a lungul călătoriei, slujitorul de Avraam, simbol al Duhului Sfânt, aș spune eu, i-a vorbit tinerei despre ceea ce o așteaptă atunci când va ajunge acolo, în locul pe care ea urma să-l numească acasă. Frații mei, surorile mele, această lucrare pe care Duhul Sfânt o face în biserică, noi predicatorii trebuie să fim sensibili, să spunem poporului ceea ce ne descoperă nouă Duhul Sfânt, că despre lucrurile acelea minunate pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și la care vom ajunge prin Harul Lui. Noi nu putem vorbi de la noi, că noi n-am avea cunoștință despre lucrurile acelea. Lui Pavel i s-a îngăduit să arunce o privire. Și zice Pavel, cu toată educația lui, lucrurile acelea nu pot fi descrise în cuvinte omenești. Spune lucrurile astea într-o altă parte. În pasajul pe care noi l-am citit, zicea Pavel, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. De altă parte, în Epistola către Romani, Pavel spune, fraților, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slavă viitoare. Și Pavel a fost omul care a fost dispus să sufere orice, orice, pentru a ajunge acolo. Am să vă mai mărturisesc un lucru. Nici nu știu cum să vi-l spun, dar vi-l spun așa simplu, neprelucrat. M-am rugat în ultima vreme și am zis, Doamne, singurul lucru care mă mai ține și mi-aș dori să mai stau pe pământul acesta este cum ai binecuvântat în familie. Bogăția mea este familia pe care mi-ai dat-o. Tu n-am altă bogăție în lumea aceasta. Pentru soția pe care mi-ai dat-o, pentru copiii pe care mi-ai dat, pentru nepoții care vin și de care mă bucur așa de mult, parcă aș mai dori să mai stau printre ei. De n-aș avea bucurile acestea, Doamne, peste un ceas, aș vrea prin ajutorul Tău să ajung în țara în care împărat este Iisus. Copacii mari din British Columbia, răsăritul de soare în Florida, zgârie norii din New York sau alte realizări de aș lăsa aici bucuros. Pentru că în țara în care este împărat Iisus, acolo toate sunt desăvârșite. Și aș vrea la ceasul să te întrebi, să spui întrebarea, dacă îl iubești pe Iisus într-atât de mult încât să te poți desprinde de aici. Pentru că dacă nu te poți desprinde de lucrurile astea, de sub semnul întrebării, că vei ajunge acolo. Apostolul Pavel spune, noi lucrurile acelea le cunoaștem atâta cât ne este dat prin lucrarea minunată a Duhului Sfânt. Și îmi doresc din toată inima ca biserica din loc să aibă parte de această lucrare de descoperire făcută de Duhul Dumnezeu. Amin. Pentru că dacă Duhul Dumnezeu ne va vorbi, nu oamenii să vorbească, ci Duhul Dumnezeu să vorbească prin ei, vom avea și noi dorința pe care a avut-o fata aceea lui Nahor de a pleca în călătorie cu robul. Nu văzuse niciodată țara. Dar din cuvintele pe care le-a auzit, în inima ei s-a stârnit dorința. Aș vrea ca Duhul Sfânt să stârnească în inima noastră, tuturor, dorința după țara în care împărat este Iisus. Acolo e locul nostru. Despre lucrurile acestea, spunea Apostolul Pavel, noi vorbim cu vorbiri învățate nu de la oameni, ci de la Duhul Sfânt. El ne descoperă și El ne învață cum să vorbim despre El. Am să fac o paranteză aici și am să vă spun că în vremea de atunci, printre disciplinele pe care și le însușeau primele din înaltă societate, din aristocrație, oratoria era una dintre disciplinele de bază. Erau învățați să vorbească în public, să-și aranjeze discursurile, să știe ce să spună și cum să spună, să fie persuasivi, convingători. Dacă nu aveai și disciplina aceasta însușită, educația ta în vremea aceea era socotită incompletă.
Pavel va spune în debutul epistolei către Corinteni, în prima epistolă, că el a venit la ei să le vorbească despre înțelepciunea lui Dumnezeu, nu cu, cu strălucirea vorbirii omenești. Nu retorica, nu oratoria, nu abilitățile ar trebui să impresioneze biserica, ci acel ceva, acel condiment pe care Duhul Sfânt îl pune în vorbirea predicatorului. Știți ce mă surprinde în vremea de astăzi prin biserici? Dacă în fața unui predicator stau două alternative, să fie biblic sau să fie popular. Să fie biblic, adică să folosească o vorbire învățată din Scripturi și inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Dar câteodată vorbirea aceasta parcă nu are priză la ascultători. Sau să fie popular, varianta a doua, și să-i capteze cu tot felul de artificii de vorbire. Foarte rar am întâlnit predicatori care să fie și biblici și populari. Există, dar sunt rari. Dacă mi-ar fi dat să aleg între cele două, fără să stau pe gânduri, aș alege să fiu biblic. Știți de ce? Pentru că Mântuitorul Iisus a spus în anumită împrejurare un adevăr care stă de 2000 de ani în picioare. Omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. La acest cuvânt al Mântuitorului cuget frecvent. Când mi se cere un sfat, nu mai am atât de multe sfaturi pe câte aveam în urmă cu 20 de ani. Atunci, repede, știam să spun câte ceva. Dar când am înțeles că va trebui să dau socoteală de fiecare cuvânt, să știți că mai greu îi dau drumul cuvântului. Aș îndemna pe predicatorii bisericii ceea ce îmi propun și pentru mine. Să căutăm să ne apropiem tot mai mult de Duhul lui Dumnezeu, ca El să ne dea și vorbirea cu care să putem exprima cum trebuie adevărurile minunate ale Scripturii. Am apucat în anii aceștia să citesc o seamă de cărți scrise de oameni. Unii cu mai mult talent, alții cu mai puțin. Dar au scris. Nici o carte nu se poate asemui cu Biblia. Această minunată carte, dacă este luată în serios, adică dacă este ascultată, dacă este iubită, dacă este prețuită, cartea aceasta transformă viața cititorului pentru o adevărată grădină. O adevărată grădină. Nici o altă carte nu va putea face lucrul acesta. În 52 de ani aproape, n-am întâlnit nici măcar un om care să spună am citit cartea Capitalul lui Marx. Și de când am citit eu cartea aceasta, viața mea s-a schimbat. De când am citit cartea aceasta, în familia mea lucrurile merg mai bine. De când am citit cartea aceasta, mă simt un alt om. Parcă îi pot iubi pe toți cei de pe ulița mea sau strada mea. N-am auzit pe nimeni să fi spus că a citit opere alese care a apărut în România înainte de Revoluție, scrisă de academician, doctor, inginer, mai știu cine. Și să spună, cartea aceasta mi-a schimbat viața. Cartea aceasta mi-a înnobilat caracterul. Cartea aceasta mi-a vindecat sufletul. Aceste afirmații numai despre Biblie au fost făcute. Și încă-s valabile și astăzi. Despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce iubesc pe El. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le-a dat unor oameni din vechime să ne scrie. Și mărturia lor noi avem aici. Și o mărturie sfântă și sfântă. Pentru mărturia aceasta, sute și mii și milioane de oameni au fost dispuși să-și dea viață. Îmi propun, dragii mei, așa cum am mai spus și încă o altă împrejurare nu de mult. Atâta vreme cât mi se va îngădui să vorbesc de la ambonul acesta, să vă îndrept gândurile către Cuvântul lui Dumnezeu și prin acest cuvânt către Împărăția în care Iisus este împărat. Dumnezeu pe toți să vă binecuvânteze. Amin.